mâna. Erupția vulcanului Leotolo a creat un nor uriaș de cenușă și fum. Din fericire, nu au existat victime și nici pagube materiale. Autoritățile din Indonezia au anunțat însă că erupția a eliberat gaze otrăvitoare. Aeroportul din zona a fost închis, iar mii de oameni au fost nevoiți să-și abandoneze locuințele și să se adăpostească în zone mai sigure. Indonezia se află într-una din zonele cu cea mai mare activitate seismică din lume, numită Inelul de Foc al Pacificului. Acum 2 ani, un alt vulcan aflat în apropierea insulelor Java a erupt și a provocat un tsunami care a luat peste 400 de vieți. În Indonezia există 130 de vulcani activi.